Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ca în desenele mele, se aprinde un beculeț. Și cercetătorul, bă, dacă ni s-ar aprinde un beculeț. Și în timp ce se uita la roșie, zice, ia să o curentăm. Să vedem ea. Și în felul ăsta a crescut roșia. Vasile Stoleru, prorector la Universitatea de Științele Vieții din Iași, explică, citez: curentul electric este cel de la orice priză de 220, care e transformat apoi în curent electric continuu de joasă tensiune. Luca a aruncat o privire lateral și a închis-o. Transformam... Ăla este, știi, e și o trupă, AC-DC. Da. Curent alternativ, curent continuu, practic schimbi... Îl faci din alternativ continuu. Continuu, asta. Și asta este ce se întâmplă. Bagi roșia în priză, la curent continuu. Și roșia aia săracă, ce să facă? Se coace brusc. Luminează. Da, devine bioluminescentă. Ideea aparține domnului Mădălin Gheorghițoaie, care este doctorant la Universitatea de Științele Vieții din Iași. Simți cum crește roșia? Crește roșia, da. Văzând cu ochii, Mădălin Gheorghițoaie, citez: inițial, am pornit cu niște baterii pentru a-mi demonstra în fața profesorilor acea idee, văzând că funcționează. Deci dânsul, de fapt, era acasă și se uita la o baterie, se uita la o roșie. Se uita la o baterie, se uita la o roșie. Se uita la soare. O baterie de curent, nu baterie, ce credeți voi. Da. Aia e altceva. Și da, dacă, decât să ne magnetizăm, mai bine curentăm. Și ca atare, a pus bateria pe roșie. La curenți mai puternici, zice Mădălin Gheorghițoaie, plantele mureau. Deci au... Nu e canalea cu... Plantele n-au pățit nimic pe urma acestui experiment. Un reufor. Știi ce e la reufor? Nu. Practic, avea un potențiometru de curent. Știi cum am văzut noi în filmele cu James Bond sau ceva? Așa. Bagă curent la rădăcina tomatei și ridică din potențiometru. Și vezi ce se întâmplă cu roșia. De la un anumit nivel, roșia nu mai prosperă. Însă, dacă îi dai numai puțin curent așa să înțeleagă cine e șeful, se coace imediat. Așa e și în viață. Da. Cercetătorii de la Universitatea Ieșeană cred că ideea ar putea fi încercată și de fermieri. Eu aș avea unele rezerve aici, să las fermierii să joace curentul electric la roșii, pe care probabil că au și tendința să restropească. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.